V-am găsit la Afaceri de la Zero. Sunt Dana Ciriperu, gazda voastră de astăzi. Pe Bogdan Georgescu l-am găsit într-un catalog realizat de revista Business Magazine Tineri Manageri în anul 2014. Era unul din cei 100 de tineri manageri premiați de Business Magazine. Vorbea atunci despre calculatoare. Acum nu o să vorbim despre calculatoare, o să vorbim despre cafea, pentru că Bogdan a pornit un business în zona aceasta în 2020, Mabo Cafe. Bună, Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mabo Cafe sau Mabo Coffee? Coffee. Mabo Coffee. Coffee. Cafe e fosta școală italiană și așa zic ei cafenelor. Pe zona asta de specialty a noastră e coffee tot timpul. Mabo Coffee. Mabo Coffee. 2020 pe certificat de naștere? Da. Da, 2020, adică atunci a fost un pic mai devreme înființată firma, dar nu contează că n-a făcut nimic efectiv. În 2020 am început noi, la începutul pandemiei. Ce a început să facă? Am început să prăjim cafea pentru coffee shop-ul nostru și pentru persoane care cumpără de la noi, fie că sunt cafenele sau persoane fizice pe site. Și am luat-o ușor, așa cu la început. Ne-am dat seama că fără site, adică noi ne-am apucat fix când a început pandemia și am zis, ok, ce facem, că era cerere, dar nu puteau să ajungă clienții la noi și mi s-a părut că online nu a fost portița noastră de scăpare, că nu te puteai plimba pe stradă decât cu hârtiuță și na, mai treceau, că erau mulți care își treceau pe hârtie că merg la cafea, adică trebuie să-și cumpere cafea, că nu era interzis să-ți cumperi cafea, că era bun de larg consum. Dar fără internet e clar că nu se ajungea la noi. Problema a fost și că la locația unde eram noi nu puteam să tragem cablu, nu puteam să facem contract, că nu venea nimeni să-ți facă contract. Și Vodafone a ajutat foarte mult, pentru că există dispozitivele astea, noi avem contract de mult cu Vodafone. Adică eu personal. Și după aia am trecut și pe firmă cu abonamentele și mi-au zis, uite, există o soluție din asta cu internet, venim, îl băgăm în priză și funcționează. Zic, ok, n-am știut de treaba asta. Și bine, nici n-am fost așa un aficionat al tehnologiei, chiar dacă am lucrat în tehnologie, m-am folosit de ea cât a fost nevoie. Și acum ne-a ajutat foarte mult să avem internet, mai ales că prăjitul de cafea se face pe calculator. Ce știm noi din... Sunt reclame la diverse branduri cu ăștia care miros cafeaua și așa nu se mai face chestia asta. Nu e realitatea. Ba, e realitatea. Unii prăjesc fără calculator și poate să prăjească, nu știu cum fac, dar nici nu mă interesează. Eu vreau să știu. În cazul vostru cum faceți? În cazul nostru, cuptorul este conectat la calculator. Calculatorul e conectat la internet și la un soft care trage niște date din care sunt în cuptor. Și noi știm în fiecare moment ce se întâmplă cu anumiți parametri, care sunt destul de tehnici, nu cred că are sens să zicem despre asta ei. Asta vreau să te întreb, dar dacă sunt tehnici... Temperatură, presiune și alte funcții. Și totul e conectat cumva în timp real la net. Noi suntem și beta testări pentru softul de prăjire. Deci poți prăji cafea și dacă n-ai un miros foarte bun? Poți să prăjești, acum cu COVID-ul au rămas unii fără miros, poți să prăjești cafea fără să ai miros, nu-ți trebuie mirosul la nimic. Dar să ai calculator. Dar trebuie să ai gust, adică dacă tu faci o cafea, nu înseamnă că dacă un profil, se numește profil modalitatea în care arată vizual cafeaua în cuptor, adică vizual după niște parametri. Poți să faci un profil perfect, asta nu înseamnă că acea cafea va fi foarte bună și trebuie să o guști, să vezi dacă e bună sau nu. Și dacă n-ai gust și miros, atunci va fi greu. Investiția, Bogdan, la cât s-a ridicat? Investiția a fost destul de mare. Inițial am investit 50.000 de euro. Surse proprii? Eu am participat la Startup Nation și am prins un Startup Nation pe 2017, cu care s-a întârziat foarte mult. În 2018 au venit echipamentele, după care tot așa, mi se pare 2018 a fost de fapt, au venit echipamentele final de 2019 și apoi abia în 2020 am reușit noi să punem locația la punct. Dar una peste alta la început a fost 50.000 de euro, după care s-au mai adăugat încă pe atât și acum printr-o finanțare de la un partener pe care l-am cooptat în afacere mai avem o investiție de încă 100.000 de euro. Tânărul manager din 2014, premiat de Business Magazine și Lumea Cafelei, cum ai ajuns?
În povestea asta cu cafea. Da, eu am fost pasionat de cafea de mult, adică beam cafea foarte multă, până când am ajuns într-o locație și mi-am dat seama că ce beam eu era complet incorrect. Și am început să caut, să mă documentez cum fac. Eu atunci, în 2014, deja eram cu cafeaua. Adică prăjeam acasă, aveam un cuptor și prăjeam deja în momentul ăla. Dar așa, făceam un artizanat din asta mic pentru mine. Și prieteni. Și prieteni, da, cine mai venea pe la mine, clar, toată lumea primea câte o cafea. Era e și mai proastă și mai bună, depinde cum ieșea, că nu ieșea tot timpul cea mai strălucită cafea, dar fiind făcută cu mâna mea, părea bună. Și ulterior am reușit să evadez așa din piața asta de IT. Nu că ar fi rea neapărat, dar nu era neapărat ce îmi plăcea mie. Și acum? Fac. Și acum de aproape 2 ani de zile fac doar cafea. Și asta e ceea ce îți place ție? Și asta îmi place foarte mult, da. Păi nu mai doare spatele, nu mai doare capul, nu mai stau la birou, adică stau, cred că, maxim 10 minute la birou pe zi. Bei cafea bună? Câte cafele pe zi bei tu? Nu mai beau foarte mult. Beau, cred că, 2, 3, 4 cafele. 2, 3, 4? Și, da, adică nu sunt multe, că de obicei cafea arabica extrasă corect nu conține multă cofeină. Știu că mulți au impresia că nu o să mai doarmă sau... Cine știe ce o să se întâmple, o să-i agite, nu e adevărat. Pentru poți că să bei cafea și după amiază. Poți să bei cafea și după amiază, până la o anumită oră, adică să nu exagerăm, bem la 10 noaptea espresso și filtru, dar până pe la 3-4, adică când se termină o zi de muncă, poți să bei cafea fără probleme. Cum faceți voi în prăjitorie? Aduceți cafea verde și mai departe intră în procesul ăsta despre care ne-ai povestit? Da, păi aducem cafea verde. E o chestie, adică până la aducem cafea verde e foarte complicat. Pare simplu că cafeaua asta verde ea vine cu un camion pe un palet și o iei și o bagi în prăjitorie. Dar înainte de asta trebuie să-ți găsești cafea verde să fie bună, pentru că sunt foarte multe cafele. Voi de unde aduceți? Păi noi avem cam toate originile, toate zonele din care ne interesează, și anume Africa. Odată e foarte interesantă Etiopia, Rwanda, Kenya. N-avem din Kenya acum pentru că n-am găsit cafea bună. Avem America Centrală și avem America de Sud. Zona insulară, Indonezia, n-am încercat și nu mi se pare că se găsește acolo ceva foarte bun. Acum sunt și biasat un pic că nu beau cafea din asta, dar au început și chinezii să facă cafea foarte bună și cu siguranță se găsește cât un diamant așa și în zonele astea insulare, dar nu-mi place cafeaua de joasă altitudine. Am înțeles. Deci e o discuție din nou legată de tehnic și de gust până la urmă. Da, și trebuie să primești cafeaua respectivă, o prăjești pe un sample roaster, vezi dacă e bună sau nu și apoi dai comandă. Când dai comandă, zici, păi nu mai avem. Trebuie să alegi alta. Deci e o chestie super complicată, mi se pare. Se numește green buying. E o meserie care e separată cumva de meseria de prăjire efectivă, pentru că îți consumă foarte mult timp și resurse, principal de timp. Astea și sunt. În Mabo Coffee tot tu faci asta? Nu mai fac eu. Chestia asta face, avem un coleg nou, Vlad, care e foarte experimentat și el face chestia asta și o face foarte bine. Câți oameni sunt alături de tine în Mabo acum? În momentul ăsta suntem 7 și trebuie să mai creștem, pentru că nu mai facem față cu producția. Ne-am și spart așa cumva pe departamente. Înainte toată lumea făcea orice, eram și puțin. Eram anul trecut, am fost 3, am ajuns la 4-5 și fiecare făcea de toate. Acum fiecare face de toate în continuare, că așa e la firmele mici. Dar suntem așa și splituiți, unii cu financiarul, unii cu marketingul, unii cu partea asta de cafea. Mi-a plăcut și rolul tău de CEO din trecut pe LinkedIn, CEO, care în cazul Mabo înseamnă Chief Everything Officer. Da, cumpăr și mop, dau și cu mătura, fac și cafea la bar dacă e cazul și fac de multe ori cafea la bar. Ne rotim așa și din când în când vine și rândul meu să stau pe bar. Deci voi aveți practic prăjitoria și acolo unde aveți prăjitoria aveți și o cafenea. Da. Câte cafele vindeți acolo pe zi? Nu foarte multe, pentru că noi vindem foarte multe pungi. Adică oamenii vin, nu am înțeles niciodată chestia asta, mă bucură că se întâmplă, dar nu-mi dau seama de ce trebuie să vii la noi. Poți comanzi cafea să-ți vină undeva sau poți să mergi la multe alte cafenele, dar sunt foarte mulți care preferă să vină la noi. Li se pare că mi-e bună cafeaua. Vă găsesc și în online. Poți să ne intri găsesc și în online, da. Să comanzi cafea, da. Și nu e necesar. Dar e probabil dorința aceea de a veni și a simți mirosul. E interesant să vii, pentru că de obicei oamenii nu știu cum se prăjește cafeaua, care e procesul, ce se întâmplă. Mulți au impresia că această cafea crește în pungă la Carrefour, ceea ce nu e adevărat. Ea crește în copac, se ia din copac, se procesează, ajunge la distribuitor, de la distribuitor ajunge la prăjitorie. La prăjitorie trece prin niște procese de chimice și fizice și ajunge cumva să arate cum arată cafeaua. Ea arată complet diferit. Dacă o vezi, nici nu știi că e cafea. De multe ori au zis oamenii că nu știam că așa arată cafeaua. Voi câte kilograme puteți prăji într-o zi? Noi
maxim, dacă ne chinuim foarte tare, putem ajunge la 250 de kg pe zi, dar nu e ușor, 200, e foarte mult să facem, adică trebuie să lucrăm în două ture și gen, foc continuu, mai mult, cumva. Foc continuu, da, oricum lucrăm la foc continuu, dar nu prăjim mai mult de 8 ore pe zi, pentru că nu avem cum, trebuie să mai plecăm și acasă. Dar ne-am, acum cu investiția nouă, ne-am cumpărat un cuptor mai mare și o să ne ducem undeva la 500-600 de kg pe zi. Adică o să putem să facem, nu e neapărat că o să și facem. Cuptorul nou am plasat în aceeași locație? Nu, că nu încape. Nu încape cuptorul nou, nu încape nici pe ușă ăsta nou. Da, ne căutăm acum un spațiu și nu l-am găsit. Mai mare, un atelier mai mare. Dar nu l-am găsit încă. Și tot, pentru că e foarte complicat să găsim. Trebuie să se... Fiind foarte specific business-ul, trebuie să găsim o locație în care să se alinieze niște planete, și anume trebuie să intrăm cu transpaletul, să fie și cât de cât central, să fie și tubulatură specifică, să fie și gaz, să fie și 380, să sunt mai multe. E o listă întreagă, da, acolo. Da, și e complicat să le găsești pe toate și trebuie să vezi la ce renunți. Și nu poți să renunți la gaz, că n-ai cum, nu poți să renunți la tubulatură, că n-ai cum, nu poți să fie oameni deasupra, că iese... Și până atunci cuptorul stă frumos și prăjiți aici în continuare, în da, locația da, în care sunteți azi. Da, cuptorul stă frumos la producător, așteaptă să-l chemăm la noi. Cât costă un kilogram de cafea? Pentru... Noi vindem la pungă mică de 250 de grame și la kilogram. Kilogramul de cafea începe undeva la 200 de lei. Chiar și mai ieftin, cred că avem și un pic mai jos, 190 de lei până pe la, să zic, 300 de lei, 400 de lei, depinde de cafea. Vindeți către cafenele? Și către clientul și către final. Noi avem trei direcții de business pe care le încercăm să le balansăm cât putem de bine, ca să putem să avem și cash flow și să avem și încasări mari. Că de obicei încasările mari se vin târziu și cash flow rulezi imediat. Una este cafeneaua proprie și vrem să mai facem încă o cafenea. A doua este partea de site, unde acolo sunt investiții destul de mari. Însă, iarăși revin la Vodafone, ne bucurăm să-i avem parteneri, pentru că ne ajută foarte mult în direcția asta. Deci și pe partea de magazin online și acolo colaborarea cu ei, da, se vede. Da, adică nu, pe noi ne ajută foarte mult. Odată partea de platformă, care e, dacă n-ar fi internetul foarte bun, nu funcționează efectiv. Așa merge, am aflat și eu ulterior că îți trebuie să bagi mulți bani într-o platformă, adică nu pui un site pe net și el gata, funcționează și lumea vine la tine cu bucurie. Deci aici o investiție foarte mare și iarăși partea de wholesale, adică vânzare către alte cafenele care sunt în țară și în afara țării. Câte cafenele acum? Nu știu să spun. Cred că sunt în jur de 30 în țară, iar în afară în continuu se adaugă. Deci aici crește continuu. Acolo e creșterea. Și creșterea Europa doar sau și în afara Europei? Nu, noi avem două piețe mari și una un pic mai mică. Două piețe mari, Europa și Asia. Și Orientul Mijlociu. Orientul Mijlociu la ora actuală e mai mică puțin, dar ne interesează foarte mult, pentru că aici e o zonă cu, e un hub de bani. E un hub de bani. Au bani mulți să cumpere orice. Și în principal cumpără cafea multă. 2020, ce cifre de afaceri ați avut? În 2020 noi am început efectiv să vindem cum trebuie să ne desfășurăm activitatea ca lumea undeva în august. În septembrie am început și am făcut aproximativ 250.000 de euro. În 2020. Bateți milionul anul ăsta? Nu cred, dar acum ne apropiem. Prognoza este undeva la 700.000-900.000. Cam pe acolo. Depinde, e greu de zis, noi avem o prognoză, dar nu se întâmplă tot timpul. Până acum suntem cumva bine și am reușit să, tot datorită corporației, am reușit să facem niște Excel-uri care să ne ajute să înțelegem ce s-a întâmplat și ce o să se întâmple. Dar e o chestie foarte... neliniară, pentru că sunt foarte mulți clienți care tot află de noi și se adaugă. Cum află? Cum ai făcut partea asta? Că ok, Excel-urile am înțeles, experiența în corporație o amintești mereu, ajută. Partea de marketing, ai făcut-o și pe asta înainte? Nu prea m-am ocupat de marketing eu personal, am făcut mai mult vânzări, dar acum avem un colaborator care lucrăm foarte bine pe tot ce înseamnă marketingul digital, care ajută foarte mult. A doua la mână te caută oamenii pur și simplu, în momentul când ești campion de ceva anume, bănesc că funcționează în orice domeniu, nu are legătură cu cafeaua. Când o vedești și e dovedit de către un forum de specialitate că tu știi să faci un lucru, te caută oamenii pur și simplu. Și pe noi ne caută mulți. Sunt, de exemplu, cafenele în Asia care cumpărau cafea doar de la
campioni. Campioni, da, pur și simplu. Așa ajungem la povestea, la episodul 2 al poveștii, pe de o parte Mabo Coffee pe care l-ai creat și elementul, nici nu știu care a venit primul, dorința ta de competiție și de a participa, asta a fost primul element care te-a dus în competiții și ești vicecampion mondial la prăjit cafea. Și Mabo, sunt practic două povești care merg mână în mână și uite că te ajută partea asta de competiție. Ajută foarte mult, da, ajută foarte mult. Mie mi-a plăcut competiția, nu m-am gândit că o să fac o companie care să fie foarte mare și că o să vindem pentru că eu o să fiu campion și haide să fiu campion că uite că ajută. N-a mers nu, așa. Nu, m-am pur și simplu, mie mi-a plăcut treaba asta, m-am tot dus la competiții naționale. Când a fost prima? Prima, cred că 2016. Încă angajat în ITNC atunci. Eram angajat în IT, da. După care un an am chiulit, după care am mai fost un an. Campion național. În România ești campion. Sunt, da, la campionatul mondial ajung campion național ai țărilor care organizează campionatul național de roasting și de alte discipline care fac parte din Specialty Coffee Association. Și în 2019 am ieșit campion național. Tot în IT lucram în momentul ăla. Iar, da, și prăjeam comercial. Că nu poți să, adică să faci o chestie de asta fără să știi ce faci, nu funcționează, că nu există o modalitate de a te pregăti, nu, înveți ceva și te duci la competiție sau exersezi, deci e pur și simplu trebuie să prăjești multă cafea și eu prăjeam deja la o prăjitorie și la campionatul mondial erau niște, m-am prezentat acolo cu multă lume, printre care cei de la Cropster. Cropster este software-ul care se conectează la cuptor. Și m-am întrebat că ce fac, cu ce mă ocup, la modul că să le zic unde prăjesc și ce fac. Și am zis, eu lucrez în IT. Și zis, nu se poate așa ceva. Și că, bă, se poate, că asta fac. Și s-au rămas șocați cumva că eu lucram în IT. Și am mai continuat un an după aia să mai lucrez în IT, în momentul în care n-am mai putut. Am trecut prin iunie, mai devreme, aprilie. Deci nu mai am făcut față, efectiv. Și acum e certificat 100% de antreprenor și la acum, tine. Da, nu mai fac nimic pe lângă. Competiții? Mai sunt? Se mai organizează acum în contextul actual? Nu prea mai sunt, din păcate. N-ai voie să organizezi. În majoritatea țărilor e nasoală situația. Și se și prognozează că o să fie mai nasoală și s-au anulat competițiile toate mondiale. Îți păstrezi titlul până atunci, nu? Adică eu până sunt, la următoarea competiție ești în... Eu sunt tot vicecampion mondial. Dar bine, și după aia o să fiu tot vicecampion mondial, doar că o să fie altcineva care o să mai fie și el vicecampion mondial. Momentan sunt ultimul. Poți participa în continuare? Poți să particip, sigur că da. Ce ți asigură, Bogdan? Ai spus tu că faptul că ești vicecampion mondial a deschis ușile în Asia. Da. Ce-a mai deschis? Și în multe alte țări și chiar și la noi în țară, adică ajută să fii. Primești premii valoroase nu, ca la tenis? Nu. Cheltui bani valoroși pe care... Nu, câștigi o bucată de lemn. Asta e singura chestie pe care am primit-o în Taiwan. Și la noi în țară la fel. Nu e o competiție pe bani, din păcate, și niciuna nu prea sunt. Partea asta de cafea e făcută, în principal, e o chestie foarte mică și e făcută de pasionați. Și atunci oamenii ăștia nu așteaptă să primească bani, așteaptă să primească recunoștință. E mult mai important pentru un barista să iasă barista campion și să știe lumea că el e barista campion, adică știe ce face, că te duci să bei o cafea la el, îți face o cafea bună și numai faptul că vezi fața aia clientului, a oaspetului când vine și bea cafeaua și îți ajunge, nu-ți mai trebuie altceva. Bineînțeles că ar ajuta foarte mult și un premiu, dar nu există. Și atunci, pe partea de premii, ai spus tu că ai atras un alt partener care te-a susținut cu investiția pentru a crește business-ul. Da. Ce urmează pentru Mabo Coffee? Am vrea să adăugăm la cele trei direcții de business pe care le-am zis, încă o direcție care există deja în alte țări, doar în două, în mai multe, mă rog, deci odată e Canada-America, există business-ul ăsta, după aia există în țările nordice, destul de puțin și în Australia. Se numește Shared Roastery, adică o prăjitorie de cafea în regim deschis. Noi o să avem mai multe cuptoare și dacă să presupunem că tu vrei să-ți faci prăjitorie de cafea, dar nu vrei să te încarci financiar cu toate costurile unui echipament, nici nu știi să prăjești, vii la noi, există echipamente, îți alegi echipamentul pe care vrei să prăjești, în funcție de ce cantitate ai tu nevoie, îți faci branding cu singură sau cu ajutorul nostru, îți iei pungi singură sau cu ajutorul nostru, cafea verde o iei singură sau cu ajutorul nostru și îți faci un business ca și cum ar fi al tău, doar că echipamentul fizic nu este al tău. Ceea ce e pus la dispoziție de da. Voi și ajută la început. E pasul ajută, de care ai nevoie. Sunt oameni care n-au avut niciodată, sunt prăjitorii mari în lumea asta și mulți nici nu știu că ei nu au echipamente. Ei prăjesc în altă parte, ceea ce e absolut irelevant, pentru că în cele mai multe cazuri nici nu e al tău echipament, că e al băncii, dacă e luat în leasing. Deci apartenența nu e relevantă. Cunoștințele și ce știi tu să faci e mai relevant în domeniul ăsta.
tu asiguri acum și parte de training pentru cei ca mine, cum dădeai exemplu, care vor să-și pornească un astfel de business? Da, noi facem consultanță pe partea de prăjitorie și cafenea. Expertiza mea este clar în zona de prăjitorie și sunt oameni care vor să învețe să ori să facă business, ori să-și rafineze modul în care prăjesc, ori să facă o combinație dintre cele două. Dar acum, iarăși, în pandemie, n-a prea fost cazul să... Anul trecut, de exemplu, n-am putut să călătoresc nicăieri. Și am avut contacte multe unde n-am putut să mă duc, efectiv. Dar e loc pentru astfel de prăjitorii în București și în țară? Pentru că, așa cum spuneai și tu, mergem și ne cumpărăm punga de cafea de la hipermarket. Așa ne-am învățat. E greu să te obișnuiești cumva cu ideea că poți cumpăra o cafea bună din altă parte. Cum e ca și public? E greu, dar ținând cont că piața noastră e undeva la, cred că, 3%, poate chiar sub 3%, este în continuă creștere și noi vedem din ce în ce mai mulți oameni care vor să bea cafea de specialitate și vedem din ce în ce mai mulți care nu știu ce e aia, dar ei simt în momentul când beau o cafea că e mai bună. E diferit. Da. Și atunci promisiunea noastră, de fapt, ar trebui să meargă și a tuturor prăjitorilor către cafea bună. Că îi zici lui ăla că e specialty și că are 80 de puncte sau 85 sau 89, te mai și întreba, n-are 100? Că nu există cafea cu 100 de puncte. Deci, cumva, trebuie să înțelegem că este o piață incipientă și că sunt exagerat de mulți oameni care vor să bea o cafea bună și care nu interesează fenomenul că suntem campioni și că facem competiții între noi, că e o mânuță de oameni, dacă e să o luăm așa, care fac treaba asta. Deci cumva piața se dezvoltă și e loc pentru, ca să și răspund la întrebare, e loc pentru multe prăjitorii, nu doar pentru una, e loc pentru multe cafenele și nu doar la noi în țară. Noi chiar nu stăm rău față de alte țări. În Europa Estică, de exemplu, luăm Bulgaria, Ungaria, cehii, slovacii sunt foarte bine, polonezii sunt foarte bine. Dar e loc foarte mare pentru așa ceva. O investiție de la zero într-o prăjitorie mică, la cât se ridică? Tu ai spus că ai pornit cu 50.000 de euro. Am pornit cu 50.000, probabil că se poate și cu mai puțin, dar depinde de calitatea pe care vrei să o faci, pentru că sunt totuși echipamente scumpe în business-ul ăsta și sub un 40.000 de euro nu cred că se poate face. Plus că de cele mai multe ori te costă și amenajarea locației, că e o chestie foarte specifică și nu poți să vii, nu e ca și cum ai firmă de IT, vii, ți-ai pus laptopul pe masă și te apuci de treabă. Trebuie să faci multe investiții legate de infrastructură. Cum e experiența asta de antreprenor pentru tine? Destul de nasoală. Tocmai vorbeam acum câteva zile cu un prieten că mie nu-mi place deloc toată treaba asta administrativă. Și acolo trebuie un CFO, un ceva. Trebuie manager. Mie îmi trebuie șef. Mi-e greu să stau fără șef. Să-mi zică ce fac. Sunt așa haotic de fel. Mă mai aduc colegii pe drumul cel bun, dar în principal eu nu sunt organizat. Și atunci, de obicei, antreprenorii care știu să facă ceva, cum sunt ei, nu știu, bucătari, barista, prăjitori, ce-o fi ei, ei știu să facă lucrul ăla, nu știu să facă management. Și n-ar trebui să fie pui să facă management, dar de obicei când îți faci o afacere, vine cu prețul ăsta de a trebui să te ocupa și de toată hârțogăraia. De a te ocupa de toate. De a te ocupa de toate. Deci asta cumva m-a lovit, că de la a fi angajat și a nu faci nimic altceva, nu mai faci jobul tău care îți place sau nu îți place, nu contează, dar nu faci altceva. Acum trebuie să faci tot. Tot ce înseamnă că e o corporație, de fapt, dar e foarte mică, e mică această corporație, că ea tot corporație se numește. Dar tu trasezi dezvoltarea, de tine ține cum merge înainte și nu-ți rămâne, ai și timpul de a face ce-ți place, dar și timpul de a face partea asta mai puțin plăcută. Da, nu prea am timp să fac nimic, dar ne chinuim. Acum suntem mai mulți colegi care, așa să zic, suntem în zona asta de management și lăsăm pe fiecare să decidă. Cumva. E clar, ne întâlnim și decidem împreună, dar cafea verde, de exemplu, dacă cumpără colegul meu, nu vreau să mă bag peste. Dacă îmi zice, ok, Salvador, ăsta e foarte bun, îl luăm de acolo, e prețul bun, e ok. Nu stau să îl dublu verific sau să fac micromanagement, că nu e cazul. Cea mai bună cafea pe care ai băut-o la o cafenea din România, care să nu fie a ta? Excludem Mabo. E utopia asta. Nu există cea mai bună cafea. Cea mai bună cafea este dată de tot mediul în care te afli și de aia se numește industria ospitalității, pentru că contează, din punctul meu de vedere, mai mult cum arată locația și cum te simți în locația respectivă decât faptul că este cea mai bună cafea extrasă. E un produs artizanal, poate să iasă mai bine, poate să iasă mai rău, majoritatea nu-și dă seama, pentru că e foarte greu să te duci să zici despre o cafea că e sub-extrasă, supra-extrasă sau anumiți parametri tehnici, trebuie să iasă bună cafeaua. Și atunci dacă este bună și tot mediul ăsta se întâmplă. Și m-am simțit foarte bine în anumite... De obicei, oamenii sunt ospitalieri cu mine. Nu mă tratează nimeni rău. Și vreau să mă duc așa cum merge ăsta, Carlos Dreams, cu mascat pe față.
și să cer o cafea să văd cum sunt tratat, dar în principal în cafenele de specialitate și mai ales cele unde livrăm noi și chiar și altele nu are legătură că livrăm noi sau nu cafea, se comportă foarte mișto. Adică e cumva un next level față de o cafenea unde există cafea italienească și vine la masă, te servește. Și e o piață care crește. Crește accelerat. Și noi vedem chestia asta, adică de un an de zile, noi în pandemie n-am suferit deloc, chiar am crescut. Am avut așa un pic de panică că ce se întâmplă, că de ce ne închide. După aia mi-am dat seama, bine că ne-a închis, că nu știu ce făceam, n-aveam cum să facem față dacă nu ne închidea. Și acum în căutarea spațiului mai mare, care e necesar pentru extinderea business-ului, pentru că așa cum ai spus tu, comenzi sunt. Da, da, nu suferim și nu suferi nici cafenele și... Teoretic, mie acum nu vreau să fiu rău sau să, nu știu, să lovesc în alte industrii, dar mie frică mai rău de vremea rea decât de pandemie. Așa de pandemie, da, te poți îmbolnăvi și poți ceva, tu sau familia, dar în principal nu e afectată industria, cel puțin asta de cafenele micuțe, independente de zona asta. Ok, poate cele mari sau restaurante, că se închid acolo, e nasoală situația, că se închide și nu are cum să mai facă ce fac ei înăuntru, dar... Cafenele mici nu văd o problemă. Îți mulțumesc foarte mult, Bogdan. A fost chiar așa, o discuție ca la o cafea. Vă mulțumesc și vouă că ați fost astăzi alături de noi. Rămâneți să urmăriți Afaceri de la Zero, un proiect al Ziarului Financiar susținut de Banca Transilvania și de Vodafone.